astăzi vreau să vorbim despre parfumuri arăbești pentru perioada rece, totul despre parfumurile arăbești, cred că asta o să și pun în titlu, pentru că vreau să povestim despre parfumurile arăbești din colecția mea pe care vi le recomand pentru toamnă și iarnă, dar vreau să vorbim și despre wishlist-ul parfumat, pentru că sunt multe parfumuri pe care le-am testat, pe unele le-am purtat mai mult pentru că am avut decanturi și mi-au plăcut foarte mult, nu au intrat încă în colecția mea, dar sunt parfumuri pe care cu siguranță le recomand, dar și despre parfumuri care mă tentează, însă nu le-am testat încă și vreau să vorbim și despre parfumuri care sunt inspirate de alte parfumuri pe care eu le am în varianta originală în colecție și îmi plac foarte mult și am înțeles eu că și unele clone sunt foarte bune. Așa, luați-vă un ceai, o ciocolată caldă, o cafea, depinde când vă uitați la clipul acesta, pentru că avem multe de povestit astăzi. Haideți să începem cu parfumurile pe care eu le am în colecție pentru toamnă și iarnă și vreau să povestim întâi despre Campfire. Este un parfum pe care îl găsiți pe Dubai Collection și nu știu dacă este pe stoc acum, dar dacă faceți cumpărături pe Dubai Collection, nu uitați să folosiți și codul CC10 pentru 10% discount. Campfire este inspirat de Maison Margiela by the Fireplace. Vedeți că este foarte puțin am folosit din el pentru că am în colecție by the Fireplace și pe acesta l-am luat cu gândul de backup. Când voi consuma sticla de by the Fireplace, nu știu dacă o să-mi cumpăr alta pentru că aș vrea să mai încerc și alte parfumuri, dar aroma asta trebuie să rămână în colecția mea, seamănă foarte bine cu originalul, poate că originalul este ceva mai bine echilibrat, mai fin, dar partea bună este că Campfire este și mai puternic. Și regăsesc aici aroma pe care eu o vreau, este partea aceea lemnoasă, miroase a lemne arse. Este foarte potrivit iarna, luna decembrie și acum merge foarte bine pentru că este deja frig afară. Este un parfum lemnos, afumat, dulce totodată, este vanilat, este puternic, este nostalgic, mi-amintește de soba de la bunici și de... Da, este un parfum cald și foarte frumos. Puteți să mergeți pe Campfire, dacă, pe By the Fireplace, dacă vă doriți să-l încercați pe acela. Dacă nu vreți să dați atâția bani, vă recomand cu mare drag Campfire. Este foarte bun, aveam nevoie de 100 de mililitri. Cred că mi-aș mai lua o sticlă numai să o folosesc, nu știu, să o dau prin casă, să o dau pe țesături, să simt aroma asta iarna, pentru că e minunat, e minunat, e foarte frumos și îmi place foarte mult și sticla. Da. Următorul parfum este Mojo de la Twins. Este un parfum inspirat de Mula Mula de la Byron, pe care nu avem cum să punem mânuța pentru că nu se găsește la noi. Și am văzut că au și noutăți. Sunt foarte curioasă de acele parfumuri. Nu am testat Mula Mula, dar am folosit cu mare drag Mojo de la Twins, un parfum foarte ieftin, care mi se pare extraordinar de frumos. Deci eu iubesc parfumul acesta, nu toată lumea îl iubește cu siguranță, bună Andra. Mojo este un parfum cu vanilie, caramel, fructe, e puternic, mi se pare că urmează trendul cu erba pura, are ceva de acolo, adică are, dar știți că mie îmi place și chirche și erba pura și tot ce ține de partea asta. E dulce, e tineresc, e frumos, e vesel și îl ador și mai are și un preț mic. Deci, Mojo. Eu vi-l recomand și vara pe acesta, nu știu. Dacă vă plac parfumurile dulci vara, Mojo, caramel, vanilie, ne descurcăm noi cumva.
Trecem mai departe la următorul parfum pe care îl ador. Este vorba despre Hair Pistachio de la Paris Corner. Tot pe Dubai Collection îl găsiți și pe acesta. Este o bombiță. Parfumul acesta are o deschidere proaspătă, nu știu, simt o deschidere proaspătă și dulce totodată. L-am purtat și când era foarte cald, dar mi se pare un parfum dulce de purtat și în perioada rece. Este un parfum gurmand, miroase a fistic, este un pic amărui, este delicios și miroase și a bezele, a frișcă, a lune, mă rog, are o grămadă de note. Miroase a fistic, este dulce, are ceva proaspăt acolo în deschidere și mi se pare atât de bun parfumul acesta, adică persistă foarte, foarte bine. Nu l-am mai purtat de ceva timp și atunci când l-am luat, l-am purtat foarte mult. Cred că trebuie să-mi cumpăr o sticlă de backup. Mie îmi place și originalul, este un parfum inspirat din Kayalian Pistachio. Am avut varianta aceea mică de 10 ml, pot să îl înlocuiesc fără nicio problemă cu acela pe Hair Pistachio pentru că mi se pare foarte bun, foarte bun. Și îmi place Kayalian Pistachio, doar că mi se pare că este cam scumpicel. Acesta e extraordinar de bun și vi-l recomand și pentru perioada rece. Se usucă bezelos, dulce, gurmand. Este un parfum foarte bun și își merită hype-ul. Doamne, ce-mi place cum miroase. E superb. Superb! Trecem la următorul parfum. De această dată un parfum mai sexy, mai elegant, mai feminin. Și este vorba despre Rua, tot de la Paris Corner. Rua este parfumul acela elegant, sexy, misterios, ceva mai întunecat față de Delina. Acesta este un parfum inspirat de Delina exclusiv. Eu nu pot să vă spun dacă seamănă sau nu cu acela pentru că nu am testat originalul. Regăsesc zona aceea Delina, trandafirul acela, dar aici avem un trandafir în miere, un trandafir turcesc foarte dulce, vai cât de bine miroase, avem și ud, avem și tămâie, deci este un trandafir mieros, întunecat, lemnos, sexy, de seară, îmi place foarte mult parfumul acesta, îmi place foarte mult trandafirul, cum este îmbrăcat în aroma aceea dulce, lemnoasă, e superb Rua, deci este superb, superb, este un trandafir foarte frumos, e trandafirul acela roșu, catifelat și este dulce, deci de asta mi se pare și foarte potrivit în perioada rece. Delina mi se pare un parfum sau parfumurile inspirate de Delina sunt ceva mai proaspete, cu trandafirul acela parcă roz, e mai girly Delina și parfumurile inspirate de Delina. E bine, acest Rua mi se pare mai elegant, matur, este trandafirul acela roșu, este mai de seară, mai dens, nu este fresh, este un trandafir mieros. Îmi place foarte mult cum miroase Rua și prețul este unul foarte bun pe Dubai Collection. Trecem mai departe la un parfum pe care îl găsiți tot pe Dubai Collection, dar acesta este de la Maison Fragrance World. Este un parfum inspirat de Gentle Fluidity Gold. Și este o vanilie lemnoasă, caldă, este un parfum pudrat și cald pentru perioada rece. Aici am câteva comentarii de făcut în legătură cu acesta. Este frumos și pentru 100 de lei, cât este el pe Dubai Collection, mi se pare foarte bun, însă miroase foarte bine.
Însă, eu am testat și de la Orientica. Velvet Gold, parcă așa se numește, este acela în sticlă mov cu chestiile acelea metalice pe sticlă. O să vă las poze, o să vă las pentru toate parfumurile despre care povestim astăzi, pe care nu le-am în colecție. Miroase foarte bine Baracat Gentle Gold, dar mi se pare mult mai bine făcut cel de la Orientica. Pe de altă parte, este și mult mai scump, adică este dublu la preț, poate și mai mult decât Baracat. E frumos acesta, e bun, persistă bine, chiar l-am purtat într-o seară și a doua zi nu mai știam cu ce m-am dat pentru că mirosea atât de bine. Deci miroase foarte bine, este un parfum bun, este un parfum la preț bun, perfect pentru perioada rece. Dar este bombă cel de la Orientica, tot inspirat de Gentle Fluidity Gold. Și acum, nu știu ce să zic, mi se pare mult mai bine făcut acela de la Orientica. Dar îmi place și acest Baraka Gentle Gold, chiar este ok. Mai ales pentru prețul pe care îl are. Vi l-am adus aici pentru că eu o să-l port pe acesta. Dar vă spun sincer că mi-ar plăcea mai mult cel de la Orientica și nu-mi place mai mult acesta doar pentru că l-am în colecție. Mi-aș dori mai mult Velvet Gold. Acela este bombiță, mi se pare că este și puțin animalic acela. Mi se pare că este mult mai puternic, este dens, este mai misterios, mai bine făcut. Deci e o diferență ca și miros în primul rând, dar tot în aceeași direcție sunt parfumurile. Mi se pare mai bun acela. Eu nu am testat originalul, asta ca să știți, că pur și simplu mi se pare mai calitativ acela de la Orientica. Acum, na, diferența de preț este. Haideți să trecem la parfumurile de la Latafa. Am două lângă mine despre care vreau să povestim, dar sunt multe parfumuri pe wishlist, așa că atunci când o să trecem la partea de wishlist, o să vă povestesc mai multe. Sunt multe pe care mi le doresc de la Latafa. O să insist puțin cu ele pentru că vreau să și răspund la o întrebare. Am primit o întrebare cu ce parfumuri am eu în colecție de la Latafa și pot să vă spun că nu am foarte multe, dar am mai multe pe wishlist decât am în colecție. Trebuie să mai spun despre minunatul acesta ceva. Camra. Este parfumul perfect pentru perioada rece, dulce, siropos, cald, condimentat, cu scorțișoară, cu pralină, cu vanilie, cu curmale. Deci se simte dulceața și parcă și partea amăruie afumată din curmale. Este delicios parfumul acesta, este unisex, este dulce, nu este o clonă Angel Share, nu este. Tot văd că circulă pe internet chestia asta, că ar fi o clonă, lumea îl recomandă ca fiind o clonă, nu este o clonă. Nu mi se pare că seamănă cu Angel Share sau cu clonele lui, nu. Vreau să testez și Camra Caua. Dar stați puțin că trecem și la partea de wishlist și vă povestesc foarte multe. Deci, în colecția mea sunt doar două parfumuri de la Latafa. Este vorba despre Camra și despre următorul pe care o să vi-l arăt, dar sunt foarte multe pe wishlist. Astea sunt pentru perioada rece, dar mai am, de exemplu, Iara. Iara este un parfum pe care îl ador, este tropical, cremos, girly, cozy, pur și simplu este un parfum care îți dă o stare bună, acesta este genul acela de parfum care, nu știu, purtat pe un pulover pufos este intoxicant în sensul bun, foarte puternic, persistă bine, v-am zis, miroase a curmale, un pic afumate, a vanilie,
E pralină, e dulce, e siropos, e un pic amar, chiar se simte un pic amar și îmi place foarte mult. Scorțișoară cu nucșoară. Ce să vrei mai mult de atât pentru perioada rece? Cambra. E perfect pentru perioada rece. Un alt parfum de la Lataf, astăzi când mai am loc în cadru, este Cașaf. Cașaf este un parfum dulce fructat care are ceva în comun, de exemplu, cu... Are ceva în comun cu Mojo. Are ceva în comun, partea aceea fructată, caramelicioasă. Aș putea să spun că și baza e o aromă lemnoasă, cumva, în bază. Așa este și Cașaf. Lumea spune că este un parfum inspirat din La Capitale. Are ceva în comun și cu Mula Mula și cu Mojo. Și este un parfum pe care eu îl ador pur și simplu. Este dulce, este lemnos, este fructat. Da, are ceva în comun cu Mojo, dar totodată este diferit. S-a așezat foarte frumos. Eu pe acesta l-am cumpărat în perioada caldă. Deja nu mai era perioada potrivită pentru el. Și l-am pus în dulap pentru că m-am gândit că nu mai bine se și așează până când o să-i vină timpul. Și s-a modificat mirosul. La început s-a simțit ceva ciudățel, dar v-am spus, în general parfumurile au nevoie de timp. Nu mă refer aici doar la parfumurile arabești, dar acestea au nevoie sigur de timp. Are și acesta fructe dulci, fructe roșii, are și o parte lemnoasă, cred că are ud, dar nu e nimic de care să vă temeți, nu este o parte lemnoasă deranjantă. Îmi place parfumul, eu simt și vanilie și ceva caramel, niște fructe caramelicioase, dar totodată este un parfum dulce și cald. Mi se pare foarte potrivit toamna și iarna. Îmi place foarte mult, dar are nevoie de timp să se așeze. Eu vă recomand să-l testați, nici nu știu ce să zic, dacă e un blind, sigur, nu vreau să mă pronunț. Trecem mai departe la un parfum despre care am mai vorbit noi zilele trecute, într-un video anterior, Velvet Night de la Ubaya. Este un parfum oriental, delicios, sexy, misterios, frumos, puternic, persistent și la un preț super bun. Super bun. El se găsește pe Best Value, pe Military Shop, deci pe acolo îl găsiți, pe acesta, și mi se pare absolut superb de avut în colecție. Aș putea să spun că este... Love Don't Be Shy, varianta orientală. E foarte frumos, este dulce, este floral, este vanilat, este lemnos, este cald, condimentat. Are ca și note rubarbă, ananas și bergamot în deschidere, dar eu simt cumva niște fructe, ceva fructe confiate așa și foarte dulci. Apoi în mijloc avem... Iasomie, stânjenel și scorțișoară și avem o bază cu vetiver, vanilie și lichen. Este genial parfumul ăsta. Genial și foarte frumos. Foarte, foarte dulce, cald și frumos din toate punctele de vedere. Ador Velvet Night de la Ubaya. Ador. Și ultimul parfum, din nou, nu are loc în cadru pentru că avem o sticlă așa cu capacul acesta interesant. Vorbim despre Andaleb. Parfumul acesta este ceva mai versatil. Îl văd purtat și în perioada caldă, de exemplu. Este un parfum care miroase fructat. Fructat. Mmm! Are o deschidere fructată, proaspătă, nu are nimic arăpesc în el,
Mi se pare că se duce în zona aceea de parfumuri clasice, cu paciuli. Dar are o deschidere fructată și suculentă, plăcută. Mi se pare că la un moment dat simt și ceva spicy, dar este și dulce totodată, da? Și când se usucă, are o aromă fruciuli, ceva de genul. Fructe cu paciuli. Dar mi se pare un parfum elegant, feminin, dulce, dar nu foarte dulce, care miroase foarte bine. Și prețul este unul foarte, foarte bun. Și haideți să trecem la wishlist și să vă spun ce îmi doresc în colecție dintre parfumurile pe care le-am testat. Inara White este pe primul loc. Inara White este un lemnos oriental dulce, mă duce în zona asta de Velvet Night. De asta nici nu prea. Sau de asta am și amânat atât să-l cumpăr. Are un preț super bun, Inara White. Am amânat pentru că se duce în zona. Nu miroase la fel ca Velvet Night, dar se duce în zona asta de oriental. E superb, e superb Inara White. Vi-l super recomand. Este un parfum lemnos, dulce, cald. Parfumul ăla care te îmbrățișează în perioada rece și el merge foarte bine pe un pullover, pe haine din astea mai groase. Apoi, vreau să testez Camra sau Hamra Kawa. Aș vrea să testez parfumul acesta. Văd că le-am amestecat aici wishlist-ul cu parfumuri pe care vreau să le testez, dar sinceră să fiu, cred că aș merge la sigur la cât de mult îmi place Camra, nu, aș merge la sigur cu un blind cu Kawa. Shag of Oud este un parfum pe care eu l-am purtat, am avut decant și mi-a plăcut foarte mult. Am amânat să intre în colecția mea pentru că mai am altele care se duc în zona aia. Am de exemplu un parfum de la My Geisha, care se duce în aceeași direcție și mai am unul de la Xerjoff, care se duce în aceeași direcție, dar mi se pare că Shag of Oud este ceva mai dulce în uscare și cred că o să intre în colecția mea. Deci până acum avem pe wishlist-ul acesta sigur, sigur, deci parfumuri care îmi plac foarte mult dintre cele pe care le-am testat, dar nu le-am în colecție, Inara White, number one, Shag of Oud și Camra Kawa. Sau Hamra Kawa. Ok, Velvet Gold de la Orientica, parfumul inspirat de Gentle Fluidity Gold, v-am spus deja despre el, un alt parfum foarte frumos, foarte, foarte frumos, găsiți pe Parfumu, un pachet cu 5, cred că 5 parfumuri sunt în set, fiecare are 7,5 ml pe Parfumu, vă pun poza pe ecran. Acolo este setul cu colecția de lux, ceva de genul. Și sunt 5 parfumuri în setul ăsta pe care aș vrea să-l am în colecție și pe el. Dar mă abțin, sincer, mă abțin. Aș prefera să le am pe acestea 5 pentru că mie nu-mi trebuie cantitate mare, cum nu vă trebuie nici vouă. Pentru că vă știu că aveți colecții. Setul acesta conține și Velvet Gold de la Orientica. Trecem mai departe la un alt parfum pe care l-am testat, l-am purtat și este minunat, un parfum de la Latafa. O să insist puțin cu parfumurile de la Latafa pentru că am primit și acea întrebare și vreau să răspund. Nașit. Nașit este inspirat de Nișane Ani, un parfum bombiță, bombiță. Sinceră să fiu, vreau originalul Ani. Vreau originalul pentru că am avut decant, l-am purtat și este bombiță. Nașit seamănă foarte bine la miros, foarte bine, e finuț, e bine făcut, dar nu are densitatea, nu are persistența pe care o are, deci intensitatea pe care Ani e bombă. Ani e bombă. Nașit seamănă foarte bine, e bine făcut, dacă nu vreți să dați foarte mult pe Ani, mergeți pe Nașit.
Am mai testat de pe Dubai Collection Rifa Cat. Este inspirat de Baby Cat. L-am testat pe acesta. Este foarte frumos. Este foarte frumos. Și tot așa, ce aș vrea eu să mai testez, de fapt nu, ce aș vrea în colecție pentru că am testat, este Ishkal Shuyuk Gold, inspirat de Rosendo Mateu 5. N-a intrat în colecția mea pentru că, sinceră să fiu, mi-aș dori sau îmi doream foarte mult în colecție Rosendo Mateu 5. La cât am auzit despre el, cumva m-am cam răzgândit că au mai apărut și altele, așa că aș merge pe Ishkal Shuyuk Gold de la Latafa. Și vreau să vă spun și despre un parfum pe care eu l-am în original de la Kayali, dar am auzit că este foarte bună clona de pe Dubai Collection, se numește December Vanilla, inspirat de Kayali Vanilla Royal, mă rog, are o denumire foarte lungă, vă pun pe ecran poza. Este un parfum cald, un parfum dulceag. Este ceva mai ciudățel, un pic buzi, nu știu să vă descriu parfumul acesta, cel pe care l-am eu de la Kayali e mai greu de descris, dar este foarte bun pentru perioada rece. Și December Vanilla găsiți pe Dubai Collection. Tot de pe Dubai Collection îmi doresc foarte mult să testez parfumurile din gama asta French Avenue cu sticlele pastel. Vă pun frumos pe ecran să vedeți despre ce vorbesc. Una dintre acestea sau unul dintre aceste parfumuri este inspirat de creme de cuir de la BDK. Îmi doresc foarte mult să testez niște parfumuri BDK pentru că nu am testat decât Tuberoz Imperial, dar măcar să testez o clonă de creme de cuir și mi-aș dori unul în colecție. Sincer, nu știu dacă mi-aș lua originalul, mi-aș lua o clonă. Deci mă tentează aceste parfumuri cu sticlele pastel de pe Dubai Collection. O să apară la noi, am văzut că pe afară deja lumea discută despre parfumul acesta, Artisan Etnic de la Latafa. Încă nu este la noi. Încă nu este la noi. Dar este inspirat de Sugar Addict. Sunt niște parfumuri de la o casă pe care eu nu pot să o pronunț. Sunt destul de scumpe și toată lumea vorbește prin afară despre Artisan Etnic de la Latafa. La noi nu este. Sticla este drăguțică. Aș vrea să mai testez și eu Teriac, pentru că toată lumea vorbește despre el și vreau și eu să văd care-i șmecheria cu parfumul acesta. Vreau să vă mai povestesc și despre Ajaib Dubai. A plecat din colecția mea, este un parfum cu mango, dacă vă place mango, ok, e frumos. Un parfum fructat, cu acest mango dulce și totodată necopt. Eu nu sunt cu mango. Am realizat că nu, pur și simplu miroase bine, dar nu tind mâna după parfumurile cu mango. Și mai am în colecție și Ophidian Mango Bliss, pe care nu l-am inclus aici printre aceste parfumuri pentru perioada rece, pentru că nu mi se potrivește și eu aici vorbesc despre parfumuri care mi se potrivesc, care îmi plac și pe care vi le recomand cu tot dragul. Pe Ophidian Mango Bliss îl recomand pentru perioada rece, doar testat. Deci nu, altfel nu. Nu l-am inclus în clipul acesta pentru că pur și simplu nu pot. Va pleca și el, a plecat Ajaib Dubai, după cum vă spuneam, și va pleca și Mango Bliss. Nu, eu cu mango nu prea mă înțeleg. Acum vouă, dacă vă place mango, testați-le oricum, pentru că sunt niște arome mai ciudățele. Și mai am aici notat Ansam Gold. Ansam Gold este inspirat de parfumul Oriana, pe care eu l-am în original și despre care lumea spune că este un parfum bun. Mie îmi place Oriana în perioada rece
Chiar o să-l port zilele astea și o să mă bucur de el pentru că îl ador, dar o variantă la un preț mai bun este Ansam Gold. De la Latafa, v-am zis. Cam atât, a fost un video, nici nu știu cât am vorbit, dar am vorbit destul de mult. Sper că v-am lămurit, dacă nu, lăsați-mi întrebări pentru că vă răspund la ele. Acestea sunt recomandările mele, v-am spus și despre parfumurile de pe wishlist. Recomandați-mi și voi parfumuri arabești pe care voi le iubiți în perioada rece și poate am ocazia să testez și altele și să descoper și altele datorită vouă. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți și cu prietenii voștri clipurile mele. Nu uitați să lăsați și un like și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez un video nou. Noi ne vedem în curând, v-am pupat! Pa, pa!